În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biscă din Cioș. Atunci când vine o sărbătoare creștină în anul bisericesc, toți ar trebui să avem în vedere faptul că noi în biserică nu facem arheologie. Noi nu facem o arheologie a mântuirii. Adică noi nu încercăm să trăim sărbătorile prin faptul că ele s-au întâmplat cândva de mult și noi le rememorăm. O rememorare a mântuirii ar fi mult prea puțin, pentru că ne-ar pune pe noi în situația de a fi undeva în anul 2020 și aceste lucruri care s-au întâmplat cândva sunt niște lucruri care au fost și s-au încheiat. Cu ce mă ajută pe mine aceste lucruri? Când eu sunt crizat de epidemie, de alte probleme, de necazuri, ce să fie acestea pentru mine? Noi în Biserica Creștină, atunci când părăznuim o sărbătoare, mai ales din viața Mântuitorului, avem în vedere, iubiți credincioși, mai ales actualizarea lor. Faptul că ele înseamnă pentru noi ceva, acum. Și atunci ar trebui să ne întrebăm de ce intrarea Domnului în Ierusalim ne poate bucura pe noi cei din anul 2020. De ce este o bucurie? De ce este prilej de bucurie această sărbătoare a floriilor? Cu atât mai mult cu cât știm că acest episod din viața Mântuitorului, are un element ambivalent. De ce? Pentru că această exuberanță a oamenilor de a-L întâmpina pe Domnul cu ramuri de finic și de a-I cânta, această exuberanță este de scurtă durată, ea nu ține. Este ceva care nu ține. De ce? Pentru că motivele acestei bucurii, ele nu vor face față la ceea ce va urma. Care sunt motivele? În primul rând, că Lazar a înviat și oamenii de o așa minune extraordinară, ei vor să-l vadă pe cel care l-a înviat pe Lazar. Și în al doilea rând, faptul că mulți vedeau în el, ar fi văzut în el, un lider politic, un eliberator, unul care să îi scoate de sub tirania romanilor. Gândiți-vă cum ar fi dacă ar fi să actualizăm. Ca să simți o sărbătoare, trebuie să te situezi în mijlocul ei. Cum ar fi intrarea Domnului în Ierusalim sau în cetățile noastre dacă s-ar întâmpla acum? Cum ar fi dacă s-ar întâmpla acum? Știți cum ar fi? Nu știu cum ar veni Mântuitorul Iisus Hristos, ce mijloc de transport ar alege. Sigur n-ar veni cu Audi și cu Mercedes și cu alte limuzine, că ar veni cu autobuzul, cu bicicleta pe jos, nu asta contează, dar reacția noastră ar fi la fel. L-am întâmpinat cu smartphone-uri, am face selfie-uri, am face poze, ăia care n-ar fi de față ar da like-uri că le place acest lucru și ar trece mai departe. Ăsta e tipul de abordare și a noastră în ziua de astăzi. Cât de mare, cât de frumos poate să fie un eveniment, ce face omul? Scoate telefonul, face o poză ca să simtă că e acolo și ce faci? Mergi mai departe. Iar cei care nu sunt, dau un like și ei merg mai departe la următoarea postare, că like-ul durează câteva secunde și din like omul ca să simtă că trăiască merge într-un alt like, adică dintr-o postare într-o. Asta este abordarea. Deci la fel de scurtă, la fel de superficială, la fel de oarbă. Să nu cumva să cădem în păcatul foarte prostesc de a-i judeca pe oamenii de atunci, a crede că noi l-am întâmpinat pe Mântuitorul Iisus Hristos altfel. Deci ne-am situat, avem deja, așa zicând, un acces pe această sărbătoare. Ne dăm seama că neputința celor de atunci este și neputința noastră. De ce? Pentru că, unu,
bucuria omului este de scurtă durată, când are un temei asumat. Sfântul Isaac Sirul spune că bucuria adevărată este cea care urmează unei schimbări, deci o să-l vezi cum că se bucură, dar bucuria asta, expresia a ce este. Și doi, atunci când noi, de fapt, ne dăm seama că nu înțelegem rosturile întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Deci oamenii ce și-l întâmpină pe Iisus Hristos ca fiind mare vindecător sau ca fiind un posibil revoluționar lider politic, dar El nu vine pentru asta. Deci oamenii, bucuria lor se construiește pe ceva care pentru Dumnezeu nu este esențial, nu contează. De aceea și noi suntem deseori în această situație, de câte ori lucruri care le-am trăit în viață, lucruri pe care, în care am simțit că Dumnezeu a lucrat în viața noastră, n-am știut să le interpretăm cum s-a cuvenit. Adică ni s-a părut că așa trebuie să le înțelegem. De-abia peste ani și ani îți dai seama, cum se întâmplă și cu ucenicii, Sfântul Ioan e foarte atent la această tâlcuire a faptului că ucenicii după înviere ajung să-și dea seama ce a însemnat acest lucru și acest lucru. Și ne spune Sfântul Ioan, ei atunci n-au înțeles ce făceau. Dar ce face Mântuitorul? Este doar, așa zicând, se lasă purtat de mulțime? Și până la urmă, de ce totuși, revin cu întrebarea de la început, de ce un astfel de episod din viața Mântuitorului care se bazează pe ceva fragil, superficial, această exuberanță a oamenilor, de ce se devine sărbătoare creștină? Că ar trebui să fie mai degrabă motiv de întristare, că uite, oamenii nu l-au înțeles pe Mântuitorul. I-au cântat Osana și peste câteva zile i-au cântat Răstignește-l. Ce avem de sărbătorit? Știți ce avem de sărbătorit? Atunci când ne apropiem de perspectiva cealaltă, și anume, ce vrea Mântuitorul atunci când intră în Ierusalim? Ce vrea? Și vedem că El, la fel ca la pregătirea cinei celei de taină, El își pregătește această intrare. Nu îi montează, zice, cântați-mi voi Osana. Nu o pregătește în felul ăsta. Dar își pregătește intrarea spunând, la evanghelicii sinoptici, adică Matei, Marcu și Luca, spune că i-a trimis să caute un mânz de asină. La Matei zice că e și asina și mânzul. La Marcu, mânzul asinei. Să întrebe, să îl dezlege, să-l ia de la cineva. Cine era acel cineva? Deci Mântuitorul Iisus Hristos își pregătește această intrare într-un anumit fel. El de câte ori nu mai intrase în Ierusalim? N-avea nevoie de măgar ca să intre în Ierusalim. De ce acum El vrea această intrare și nu altă? Acest simbol, această imagine călare pe un măgăruș. Deci există un plan. Mântuitorul cu această intrare în Ierusalim vrea să descopere un plan. Sfinții evangheliști au un prim răspuns. Care-i răspunsul? Pentru a se împlini profețiile, mai ales profeția de la Zaharia. Bucură-te, fiica Sionului, că iată, va veni cel care șade pe mânz de asină. Asta este un prim răspuns pentru poporul evreu esențial. Să vezi că acest moment este momentul împlinirii unei mai profeții. Dar Mântuitorul bate mai departe. De ce? Pentru că această intrare în Ierusalim, ea însă și este de fapt o profeție. Ea nu este doar împlinirea unei profeții vechi, ci ea însă și este o profeție. A cui? A învierii bisericii. De aceea noi, la tropar, zicem că această sărbătoare, felul în care purtăm semnele biruinței, este de fapt un simbol, o profeție a ceea ce va urma peste câteva zile, peste 7 zile, învierea Domnului. Deci floriile, intrarea Domnului în Ierusalim, sunt o profeție a învierii. Dar de ce sunt o profeție a învierii? Un răspuns ar fi. Ce se întâmplă în dimineața din Duminica Învierii? Așa cum și noi în biserică vom fi cu ușile încuiate, așa și învierea Domnului s-a întâmplat fără public. N-a fost nimeni. Au fost martori ai învierii, mironosițele, apostolii după aceea, dar nu a trăit nimeni învierea Domnului. Este o taină atât de mare, felul în care Domnul Iisus s-a sculat din mormânt, încât nimeni nu a fost participant la ea.
au fost martori ai înviatului, dar nu au fost participanți la această dintre cei vii, dintre oamenii vii. Deci pentru că o taină este foarte mare și foarte grea, Mântuitorul face posibilă ca, printr-o profeție, oamenii să participe înainte, ca arvună, la acest lucru, pentru că altfel n-ar fi în stare. Deci îi pregătește de un eveniment la care nu vor putea participa în sine, pentru că este mult prea covârșitor, și îi pregătește și pentru a putea trece prin săptămâna mare fără să-și piardă nădejdea. De multe ori în viața domnicească ne spun Sfinții Părinți, cei care au adevărat experiențe domnicești, nu noi care vorbim doar despre ele, dar ei ne dau mărturie, Sfântul Siriu Anatonitu și alții, că Dumnezeu așa lucrează în pedagogia Lui cu om, anume, întâi trimite harul, adică o arvună a harului, te face să-l simți, această bucurie nemeritată. Este ce se întâmplă la Florii, cu apostolii și cu oamenii aceștia. Ce au ei? Ei au o trăire de bucurie dintr-o dată, dar nemeritată. Este o arvună a ceva viitor, iubiți credincioși. Așa se întâmplă de multe. Noi simțim pe Dumnezeu ca bucurie, ca har, fără ca starea noastră să corespundă acest lucru, să o merite. După aceea vine o perioadă de chin, săptămâna mare. De multe ori în viața duminicească, după ce ai cunoscut pe Dumnezeu și te-ai bucurat, te-ai hrănit din aceste daruri, ai sentimentul că ele dispar și vin încercările, adică te confrunți cu tine însuți. Asta e săptămâna mare în viața duovnicească. Și asta poate să dureze ani de zile sau poate să fie etape. La sfârșit, sfârșit ne însemnă neapărat sfârșitul vieții, la sfârșit, într-adevăr, este învierea. Adică tu primești din nou harul care este și rod al străduințelor tale, care este și răspuns al străduințelor tale. De aceea noi ținem un post, de aceea noi, iată, ne pregătim, pentru că simțim că există și un har după aceste pregătiri. Asta se întâmplă de la Florii, săptămâna mare, cu învierea. Floriile sunt o arvună a unei bucurii care va veni. Noi nu vom putea trăi această realitate atunci când ea se întâmplă, vom trăi din roadele ei, veniți de luați lumină, dar nu noi am creat această lumină, o primim de la Domnul. Și floriile sunt de aceea o mare sărbătoare creștină, înțelegeți? Pentru că noi de fiecare dată la florii ne bucurăm și ar trebui să prăznuim harul care se varsă peste noi de fiecare dată atunci când Dumnezeu ne binecuvintează, ne blagoslovește în planul Său de mântuire, fără ca noi să o merităm. Deși știe că bucuria noastră nu ține, deși știe că noi mâine o să ne lepădăm de El, deși știe că noi suntem nestatornici și mai departe. Cu toate acestea, El ne face acest mare dar de har. Asta face El la Florii. Și mai este un lucru, și anume, ce vrea Mântuitorul să le arate oamenilor, nu doar poporului evreu în această zi, că El intră pe mânți de asine, înseamnă că El se smerește mai mult decât toată lumea. Este aproape o parodie față de intrările imperiale ale împăraților de pe vremea aceea, sau felul în care un președinte acum intră într-o vizită oficială, sau chiar liderii religioși, și așa mai departe. Noi tot timpul înțelegem că un om cu cât e mai mare, trebuie să aibă și fala să fie mai mare, nu? Asta este concepția noastră. Și un om bogat, chiar dacă nu are funcție politică sau altă funcție, el crede că bogăția lui constă prin faptul că trebuie să îți exprimi acest lucru prin fală, prin slavă. Asta este legea societății, nu doar de astăzi, ci și toate societățile. Mântuitorul ne dă o lecție, dă o lecție conducătorilor și dă o lecție și preoților, pentru că el, când intră în Ierusalim, intră ca rege, ca urmașa lui David, și prin asta împlinește-l profeția, că iată, am venit, eu sunt Mesia, dar în alt fel decât ei o așteptau, în alt fel decât oamenii își imaginau că va fi Mesia. Dar el nu intră doar ca rege, ca regele regilor, ca marele împărat, ci și ca mare preot. De ce? Ce se întâmplă după ce el are această intrare triumfală în Ierusalim? Unde merge? În templu. Ce face în templu? Ne spun Sfinții Evangheliști, mai puțin Sfântul Ioan, merge și vede tarabele de bani, tot acest comerț, negoț din curtea templului și face un gest unic în toată viața Mântuitorului, acest gest de a le arunca, de a le da la o parte și așa mai departe. Și asta este ziua de azi. De ziua de azi, floriile nu se reduce doar la intrarea triumfală în Ierusalim, Mântuitorul ca rege
adevărat, pentru că e smerit, e cel mai smerit, ci și el ca mare preot vrea să meargă în casa lui. Și zice, ce ați făcut din casa tatălui meu? El intră ca mare preot într-un templu unde îi se cuvenea să fie, să locuiască și acolo găsește ce găsește? Pe Dumnezeu călcat în picioare. Adică comerțul devenit mai puternic decât religia. Relația cu Dumnezeu devenită mai puternică și mai importantă, relația cu banul devenită mai importantă decât relația cu Dumnezeu. Deci, la acest examen al smereniei și la acest examen al unei relații autentice cu Dumnezeu, adică templu, și Ierusalimul și templu pică examenul. Deci el arată că Mesia este, în primul rând, smerenie, jertfă, asta e calea împărătească care ne-o asumăm și noi toți în viața noastră, care trebuie să ți-o asumi, jertfa, și ca preot, tocmai această lipsă de orice interes material. Asta sunt cele două lecții pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni le dă, nu doar poporului de atunci, și acum, până ziua de astăzi, de flori. La final, gândiți-vă, unde va fi răstignirea? Golgota. Nu va fi în Ierusalim, va fi în afara zidurilor cetății. De jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, jertfa regelui și jertfa marelui preot, nu se dă în interiorul cetății. De ce? Pentru că Mântuitorul vrea să reîntemeieze Ierusalimul, Ierusalimul cel nou. Înțelegeți? Deci după ce nu trece examenul, Mântuitorul nu se mai regăsește în aceste ziduri care fuseseră create tocmai pentru a conține Sfânta Sfintelor și templul și așa mai departe. Nu se mai regăsește în aceste ziduri. În niciun caz nu poți interpreta acest lucru antisemit. Din contră, noi ar trebui să ne gândim ce face Dumnezeu atunci când nu se mai regăsește în formele noastre. Cum zic oamenii, nu mai putem să venim la biserică de Paște, îngrozitor, preoții ăștia nu ne lasă. Deci, în loc să privești lucrurile, lăsând la o parte toată neputința, felul în care poate noi gospodărim această criză, trebuie să privești lucrurile altfel și să zici, Doamne, dacă Tu îngădui această încercare, înseamnă că eu, ca om, cine o-i fi eu, trebuie să învăț ceva din acest lucru. Înseamnă că Tu îmi ceri să te asumi pe Tine ca Iisus Hristos Mântuitorul altfel decât până acum. Sunt nevoit. Pot să-i critic pe alții, să-i judec, dar până la urmă nu te ajută la nimic acest lucru. Ce te poate ajuta este să te pui în relație cu Mântuitorul Iisus Hristos și să zici că poate El vrea să ne cheme în afara formelor de până acum. Formele erau lume multă, nu, lumină, plinătatea aceasta ortodoxiei, nu, Paștele este vârful pentru noi preoți, pentru biserică, vârful. Dintr-o dată Mântuitor nu ne mai îngăduie și zice, acum să vedeți cum puteți trăi învierea smerit. Smerit, la voi acasă, preoții fără credincioși, credeți că pentru noi este ușor să servesc Paștile fără oameni, cu 2-3 oameni în biserică? Pentru noi nu este o palmă acest lucru? Deci Mântuitorul ne dă această lecție și nouă, tocmai pentru a ne pune în situația de a-L trăi pe El și de a nu mai ne agăța de ziduri, adică de formele pe care noi le-am creat și ni se pare că sunt esențiale. Amin.